Ninsorile din acest weekend au îngreunat atât circulația rutieră, cât și pe cea feroviară. În această dimineață, Compania Națională de Căi Ferate CFRS a anunțat că traficul feroviar este oprit total între Petroșani și Crivadia, pentru că mai mulți arbori au căzut peste linia de contact. Circulația pe tronsonul afectat a fost reluată la ora 11:20. Nici pompierii hunedoreni n-au avut liniște în acest weekend, fiind solicitați să intervină în mai multe localități. Circulația autovehiculelor pe principalele drumuri naționale și județene ale județului Hunedoara a fost îngreunată din cauza precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare. Sâmbătă și duminică, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea copacilor căzuți și deblocarea carosabilului pe rutele Hunedoara, Cerbăl, Sat, Arănieș, Aninoasa, pe tronsonul între Cerbăl și Groș, pe DN76, Câinelu de Jos și în Vălișoara. Pentru îndepărtarea copacilor căzuți pe carosabil, pompierii au intervenit și pe o porțiune din drumul județean 687E pe raza comunei Ghelari.